După poliție, acum Inspectoratul Școlar și Protecția Copilului fac cercetări în cazul băiatului de 6 ani căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. În total, 3 anchete sunt în desfășurare, iar autoritățile vor să afle toate circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment și dacă se face cineva vinovat, astfel încât să poată fi tras la răspundere. Inspectorii școlari au luat legătura cu directorul școlii la care învață copilul ca să afle dacă elevul din clasă A0 ar fi trebuit să fie la școală ori avea cursuri online și dacă era sau nu în timpul orelor de curs ori în pauză. În funcție de rezultatul anchetei vor fi luate și măsuri. La rândul ei, Protecția Copilului face cercetări pe acuzația de neglijență din partea părinților. Vă reamintim, băiatul s-a prăbușit în gol de la etajul 4 ieri dimineață, puțin după ora 10. Era singur în casă în momentul nenorocirii, iar geamul dormitorului de unde a căzut era deschis. Copilul a fost operat, iar acum este la terapie intensivă cu un prognostic rezervat din partea medicilor.